Este clar că nu sunt targetați doar așa Hamas. Este targetat și civilul, și cadrul medical, și absolut toată lumea. Nimeni nu este în siguranță în Gaza. Nu pot să cer nimic acum. Pot să le cer poporul să fie la fel de cum este el în general, bun la suflet, primitor, cum ne-a primit și pe noi aici, ca și studenți, ca și angajați și așa mai departe, le cerem, nu neapărat solidaritate, dar să deschidă un pic ochi, să ducă, mă scuzați, un pic mai departe decât mă smer, să caute și ei, să vadă, dacă lor li se pare normal să fie bombardat cu ambulanță, că să nu zic spital, că încă este... Da? Încă nu este sigur, deși e și clar. Dacă lor ni se pare normal să fie culpabil sau cel vinovat este civilul, în acel caz, nu știu dacă umanitatea mai are o șansă. 30 de ani? În Gaza. Avem... Pe vă spun ce mi-a spus vărul meu, care are totuși o vârstă înaintată, este decanul facultății de drept în Gaza. Și a spus, este singura noastră șansă să retaliem, pentru că oricum suntem cu pușcării, oricum murim, oricum le este indiferent vestului ce pățim. Asta este un decan de facultate, nu este un om de război, nu este un om care agrează războiul, este un om care pur și simplu are copii, nepoți și le vrea binele, le vrea să trăiască în libertate. Și a spus, murim oricum, măcar să murim cu demnitate, măcar să avem restul de demnitate. Și de plecat din Gaza, mi-l vă asigur, 2,3 ani, nu o să plece nimic. Oamenii din Gaza au dat o lecție umanității că onoarea nu este... Sunt super, sunt perfecte. Fiecare an, sau de fiecare dată când a fost nevoie de o manifestație, autoritățile române au fost exemplare, totdeauna am fost tratați cu respect, am avut absolut tot ce am avut nevoie, cum și vedeți, ne-au dat voie să ne exprimăm părerea și asta contează mai mult decât orice. Mulțumesc! Mahmuda! Thank you.
Nu știu ce-am făcut. 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 N